În ciuda avertizmentelor date de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, oamenii continuă să dea foc vegetației uscate și să lase focul liber fără a-l supraveghea. Așa s-a întâmplat și sâmbătă în jurul orei 19, când pompierii din cadrul detașamentului Mioveni au fost solicitați să intervină pentru a lichida un incendiu de vegetație uscată izbucnit pe un câmp din zona străzii Ice Brătianu. În sprijinul acestora au venit și doi agenți de la poliția locală. Ne-am deplasat în zonă, am observat că sunt incendii de vegetație uscată pe mai multe locuri agricole. Între timp au fost sesizați și de la pompieri, au venit un echipaj de la pompieri și împreună cu aceștia am participat la stingerea incendiilor, care au fost în mai multe zone. Focul s-a extins cu repeziciune, mai ales că nu a fost unul, ci mai multe focare, iar din cauza vântului a ajuns și la un lan cu porumb care a ars în proporție de 80%. Nimeni nu știe de unde a survenit incendiul, în zonă neexistând vreun martor. În continuare se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cauzele ce au dus la producerea incendiului.